Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ce ar vrea să vă spună și nu pot sau poate că nu vor încă din niște motive, niște gânduri, sentimente și alte mesaje pe care încă le țin ascunse față de voi din diferite motive. Aveți de ales între 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu îmi pregătesc cărțile și haideți să vedem. Ce-ar putea? Ce mesaje puteți primi? Putem primi? Da? Hai să vedem. Numărul 1. Cei care ați ales numărul 1. Hai să vedem câteva gânduri. Ia, acum ce este? Luna, apropo de secret. Interesant. În secret... Acest personaj, probabil că 8 de cupe, 8 de spade, s-a detașat, a încercat să se detașeze emoțional, v-a blocat, v-a părăsit sau în această detașare emoțională de voi s-a simțit singur sau singură, chiar dacă detașarea a fost necesară, 8 de cupe. Interesant e că după această perioadă de abandon, de învinovățire, de singurătate, de încercări nereușite de eliberare emoțională de voi, luna care ține de secrete, da? Își doresc în secret împăcarea cu voi, judecata, își doresc în secret o abundență specială, prietenie, dragoste. În secret vă văd ca pe niște împărați, împărătese sau chiar dacă sunteți bărbați, varianta feminină a voastră, în ce sens, neapărat că sunteți efeminați, nu. Împărăteasa înseamnă o energie de iubire. Vă văd că puteți să iubiți, așa simt, luna ține de simțuri. Și sunt niște simțuri secrete. Intuiția spune că puteți să iubiți, că puteți să creșteți în iubire, chiar dacă sunteți bărbați, că puteți să aveți parte de abundență, că puteți să fiți generoși, măcar din punct de vedere emoțional și sentimental, în anumite condiții, evident. E o energie subtilă, intuitivă și secretă. Hai să vedem totuși energia generală în această situație dintre voi doi. Voi și o anumită persoană. Pasiune se pare că există, după cum ați ales și cărțile, dar în primul rând piatra îmi sugerează multă pasiune, dar și nevoia de stabilitate. Interesant intuiția, da? Acești oameni au intuiția, au intuiție foarte puternică. Poate nici ei n-au știut că au această intuiție și în relație cu voi, evident că variază mesajul acesta de la unul la altul, în relație cu voi, relație care chiar dacă nu există faptic, există energetic și emoțional, sau da, e o rețea, sunteți deja parte dintr-o rețea subtilă între voi și voi și ei, între gândurile voastre și gândurile lor și senzațiile voastre, emoțiile voastre și emoțiile lor, deja s-a creat o rețea. O rețea subtilă, mai ales nocturnă. Intuiția lor, intuiția voastră spune ceva interesant. Apropo, gânduri și intuiție, da? Intuiția lor spune că trebuie să vă echilibrați emoțiile, cele negative, să le separați de cele pozitive și să vă orientați către lumină. Evident că acest mesaj poate să fie pentru voi sau intuiesc că această relație cu voi îi determină, într-un fel sau altul, poate și voi le transmiteți mesaje telepatice sau lucrarea voastră spirituală, dacă aveți așa ceva, creșterea voastră spirituală, nu îi forțează, îi determină, îi inspiră să își facă oarecare curățenie emoțională, da? Și să-și selecteze și gândurile și emoțiile într-o direcție pozitivă. Privind la voi, mai ales dacă aveți, repet, cu lună, cu intuiția, cu împărăteasa, dacă aveți vreo lucrare ce ține de vindecare, într-un fel sau altul, subtil, chiar dacă nu s-a întâmplat nimic între voi și subtil, aveți acest dar. Hai să vedem ce gândesc și nu au spus
Deja spartă prea multe. O dată. De două ori. De trei ori. 7 de cupe visează la voi. Chiar dacă au opțiuni, sunteți o opțiune specială. Interesant. Pentru unii ce am simțit o privire verde. Ce înseamnă verde? Înseamnă chakra inimii, înseamnă abundență, cum am spus mai devreme, înseamnă și dragoste. Vă văd prin prisma dragostei, nu cu ochelari roz, ci cu ochelari verzi. În sensul că aduceți vindecare, aduceți echilibru, așa vă văd ei. Regele de spade, interesant. Împărăteasa, iar. Luna. Încă, hai să și clarificăm. 8 de cupe. Judecata, iar revin și l-am amestecat, și cavalerul de bâte. Gândesc în secret că ar fi cazul, roata norocului, să se schimbe energia dintre voi. Că atracția pe care o simt față de voi, cavalerul de bâte și roata norocului, atracția, felul vostru de a fi original, simpatic, poate uneori copilăros, chiar dacă, da, posibil pentru unii să fie și diferență de vârstă, dar mai mare sau mai mică variază. Însă, e o energie foarte jucăușă, undeva în această rețea de gânduri, de emoții și de energii. Și această energie creativă și sexuală, dar și cu potențial de manifestare, aceasta ar trebui schimbată. În ce sens? Ar trebui manifestată, pentru că roata norocului înseamnă schimbare și asta înseamnă că dacă lucrurile au fost ascunse, ce am spus mai devreme și ce voi spune, au fost ținute în secret, schimbarea înseamnă că se dorește să fie, da? Să se treacă de la umbră la lumină, să fie scoase în... să fie prezentate, să vă fie prezentate. Regele de spade și 8 de cupe. Acest personaj a vrut să-și mențină capul pe umeri și picioarele pe pământ. A încercat să se detașeze emoțional de voi. Poate că a avut și o călătorie necesară în descoperirea sufletului său, pentru că dacă a fost doar minte, da? Rațiune și control, și dacă acest personaj a acționat din punct de vedere energetic, în direcții aventuroase, dar având la bază un fel de a gândi că, domnule, toată lumea trebuie să facă sex. Haideți să explic, da? Regele de spade și cavalerul de bâte. Toată lumea trebuie să facă sex. Așadar, nu pun suflet în această, să zic, activitate, doar îmi văd de satisfacțiile mele fizice, pentru că rațiunea îmi spune că trebuie să mă ocup de acest aspect. Rațiunea îmi spune că trebuie să mă ocup de acest aspect și să mă eliberez emoțional de ceea ce simt față de voi eventual. Și totuși, interesant, asta a fost prima etapă, totuși, puternic, central, apare împărăteasa și judecata. În această aparentă sau poate chiar reală detașare emoțională, regăsire a unui alt fel de echilibru mental. Pentru că 8 înseamnă transformare. Probabil că și rațiunea s-a schimbat. În ce sens? Știți că și creierul este împărțit în două, lobul drept și lobul stâng. Unul este special pentru rațiune, altul special pentru o latură creativă, da? Pentru manifestarea creativității. Și atunci, când vrei să fii un om complet, complex și să fii în autoritatea ta, inclusiv mentală, trebuie să dezvolți și cealaltă latură. Și aici ar putea să fie, pentru unii, ar putea, zic, pentru că variază de la un om, detașarea emoțională să le aducă această conștiință. Eu știu că lansez oamenii prin felul în care citesc în direcții înalte și este bine, până la urmă, pentru că dacă spun, cu atât mai mult se va manifesta și pentru un grup cât mai mare.
În această transformare mentală și emoțională a acestui personaj, a înțeles că voi sunteți împărătese sau împărați, evident, dar varianta feminină împărătese. Că vă iubesc, că sunteți speciali, speciale și că își doresc să renască, mai bine zis, să-și transforme viața. Probabil dragostea pe care o simt ca și vibrație în jurul vostru, pentru că împărăteasa vibrează, emană, radiază, da? Dragoste, senzualitate, erotism, dar și protecție, dar și căldură. Toată această energie pe care o transmiteți, mai ales dacă sunteți femei, și-o doresc remanifestată, dar în alte condiții, nu ca în trecut. Pentru că ceva s-a întâmplat, clar. Ceva s-a întâmplat. Am văzut și mai devreme o detașare. Cu cavalerul și de bâte și luna, ce nu spun și probabil că nu o să vă spună, dacă veți fi vreodată împreună la pat, pe lângă pat, pe unde vreți voi, cu luna, acest cavaler, acest, poate e rege, poate e împărat, dar e cavaler în momentul în care se întâmplă, e acțiune, da? E vorba de cavalerii, sunt de acțiune, da? Și atunci când vrei să se întâmple ceva, intri în această energie a cavalerului, da? Când se va întâmpla, dacă se va întâmpla vreun moment foarte intim între voi, își cam doresc să își impregneze o parte din trăsăturile, din emoțiile, gândurile pe care le au față de voi. În ce fel înseamnă această impregnare? Poate să fie și dorința de a vă fertiliza. Pentru unii, unele dintre voi. Sau dacă sunteți bărbați și aveți de-a face cu o femeie, undeva, ori există, poate să fie și frică. Depinde dacă e diferență de vârstă, depinde dacă mai au copii sau nu vor să aibă copii. Pentru unii, să fie frica de a avea copii, mai ales doamnele, și atunci să fie foarte precaute, pentru că intuiesc că există această energie foarte puternică, fertilizatoare între voi. Că sunteți potenți, că eu știu cum o să fie unii, alții, nu-i treaba mea să intru în detaliu acum, decât să spun acest mesaj, da? Unii și-ar dori copii, alții dimpotrivă, tocmai pentru că nu-și doresc copii, sunt conștienți sau pot să intuiască, interesant, da? Sunt destule cărți care arată că și celălalt partener intuiește. Dacă unul nu spune că își dorește copil, celălalt intuiește că își dorește copil. Și atunci, dacă celălalt nu-și dorește, încearcă să fie foarte precaut. Înțelegeți, da? Care ar fi mesajul? Hai să mai vedem alte mesaje pe care vi le-ar spune, dar le țin în secret. Numărul 1. Ce alte mesaje v-ar spune, dar nu le-au spus? Până acum le țin în secret. În principiu sunt personaje destul, mai ales dacă văd totuși element. Dacă sunt bărbați, sunt foarte curajoși, să știți, chiar dacă nu vă spun, nu vă spun de niște motive. De respect, eventual nu s-a manifestat împăcarea, nu s-a manifestat relația dintre voi, n-a ajuns la o profunzime, din niște motive nu v-am spus. Deci ce vor să vă transmită? Că vă simt atât de puternic încât vă pot simți mirosul. Interesant. I don't. O să clarific asta. A, ce mai vrea să vă spună? Că toată ziua se gândește la voi. Chiar nu-ți vine să crezi chestia asta, nu? Ce mai vor să vă transmită? Și nu v-au transmis eventual. E vorba de secret, da? Că le pare foarte rău că s-au reținut, că nu au exprimat dragostea pe care o simt față de voi. Apropo de Venus, da? De împărăteasă. Unii dintre ei vor să spună că se ascund. Mă poți găsi? I'm hiding. Can you find me? Ce interesant că tot vorbim de secrete. Și alții vor să spună că au fantezii. Am văzut de la început 7 de cupe. Fantezii legate de voi. Unii mai îndrăznețe, alții mai sensibile, mai romantice, variază. Dar aș vrea să clarific ce este acestia. I don't ce... Ia dăm o carte pentru această carte. Ce?
Mai este o carte care lasă de ghicit mesajul. Această carte spune așa, I don't și puncte puncte, adică eu nu. Și am clarificat-o, mi-apare 5 de cupe, 2 de spade și 10 de bâte. Probabil că I don't. Eu așa simt. Rămâne de văzut și voi ce simțiți. I don't. Simt că ține de un moment de acțiune. Încă nu a acționat acest personaj așa cum și-ar dori. Așa cum vă văd și așa cum vă simt. Din niște motive. Apare 5 de cupe, 2 de spade, 10 de bâte. Au de ales. Au de ales între a sta în regrete, în dor, în melancolie, sau a se implica total, cu toată forța. Și au această forță cu cavalerul de bâte. Ce mai au de ales? Au de ales, înainte să vină înspre voi, între o energie destul de depresivă, probabil că au pierdut pe cineva, sau poate această pierdere nu este personală, în ce sens, nu au pierdut musai o persoană, cât ceva destul de grav, destul de neplăcut s-a întâmplat în viața lor și ori stau în acea energie, ori chiar dacă dar putea să fie două energii separate. Posibil unii dintre ei să aibă și un job foarte obositor sau o relație epuizantă în care se consumă foarte mult. Și cele două cărți, oarecum negative, să-i oblige să se gândească, să se conecteze la intuiția lor mai bine și să gândească ce își doresc în viață, de ce manifestă numai situații grele, intense, neplăcute, în loc să manifeste dragoste, renaștere, da? Inclusiv în relație cu voi, nu doar, dar nu doar cu voi, repet, nu doar cu voi, ci și cu alte persoane. Este un moment în care deocamdată stau să se gândească. Ce vreau să spun cu asta? Afară de situația care a fost între voi, acești oameni au mai trăit cel puțin încă două situații neplăcute. Poate să una să țină de job, de bani, de familie, de relație de lungă durată în care au depus eforturi și n-au primit, eu știu, aprecierea, rezultatele pe care și le-au fi dorit. Și altă situație în care ceva au pierdut. Poate să fie în timp diferiți. Nu s-au vindecat de o poveste mai veche, de pierderea cuiva, de... Da. Repet, cele două energii pot să țină de voi, dar eu cred că mai sunt și alte situații care apasă pe umerii lor. Ce simt? Acum o dată, de două ori, de trei ori și nu v-au spus. Ce simt și nu v-au spus. Văd aici la gânduri și simțire. De undeva gândurile încep să fuzioneze cu sufletul. Ia. 10 de monede, 4 de spade, ia uite, te zamăgiți. 3 de spade, justiția, interesant, justiția, 10 de monede, asul de monede, 3 de cupe. Au fost aventuroși unii dintre ei. Dacă nu sunteți voi aventuroși, știu că stilul lor aventurier v-a adus dezamăgiri. Simt. 3 de cupe și 3 de spade. Simt. Poate că v-au pus, că am zis că v-au abandonat. Dacă știți că nu v-au abandonat ei și i-ați abandonat voi, bănuiesc că din niște motive. Ori a fost o căsnicie, o relație de lungă durată, ori familia a intrat în joc, vorba vine. Da, cu 10 de monede și justiția, posibil să fie ori un contract, că văd 10 de bâte, da? Haideți să vă arăt ce nu poate, da? Și acestea două îmi sugerează faptul că au probleme sau un contract pentru unii epuizant, pentru alții poate au pierdut un job
în această perioadă sau în ultima vreme și pierderea jobului, pierderea, să zic, legăturii cu familia, într-o formă sau alta, nu neapărat dezmoștenire, dar pot să fie discuții, probleme, prea multe responsabilități acasă. Da? Și eu aș spune chiar așa. Așa aș spune cum arată cărțile. Aici sunt inimi, da? Aici sunt emoții. Și aici altfel de energii care țin de manifestare. Și ar dori încă nu pot manifesta acest as de monede, da? Care, interesant, vine pe judecată, pe renaștere, pe împărăteasă, pe abundența care ar putea să se manifeste între voi, pentru că încă se vindecă de niște decepții. Posibil aceste decepții, 3 de cupe și 3 de spade, să nu țină nici de voi. Să adauge la suferința, pentru că văd 5 de cupe. Asta înseamnă o suferință și mai mare, da? Dacă v-au părăsit pentru altcineva, posibil persoana respectivă i-a părăsit și acum s-a adăugat suferință. Până la urmă, într-un fel sau altul, și-a luat karma. Pentru, nu știu, situația neplăcută în care v-au pus. Sunt niște pierderi, clar. Din cauza unui stil aventurier. N-aș spune aventuros, pentru că aventuros e frumos. Iar la capătul setului de cărți, valetul de monede, 4 de cupe. 7 de bute. Deocamdată au o atitudine defensivă. Nu vor să arate că țin la voi, că le aduceți multă bucurie prin energia voastră și sunt conștienți că pierd o ocazie. Cât timp sunt în această energie defensivă, pierd o ocazie. Dar în continuare țin la voi, pentru că am văzut 7 de bute și 4 de cupe de monede, care asta susține faptul că Țin în continuare la voi. Și-ar dori să vină să comunice. Rămâne de văzut în cât timp se va manifesta. Deocamdată este în zona secretului, da? Încă n-au manifestat și atunci este în secret. În momentul în care vă veți întâlni și veți comunica, anumite din secrete nu vor mai fi secrete, altele vor rămâne. Rămâne de văzut în momentul în care veți fi împreună ce se va comunica și ce va rămâne în continuare în zona umbrelor, în zona nemanifestatului. Și mai vrea să spun acest personaj că vrea să vă ofere toată compasiunea și dragostea pe care i-ați dat-o voi. Sau le-ați dat-o. Dacă știți că le-ați dat, pentru că împărăteasa dă. Și chiar dacă nu este o relație între voi, am zis, împărăteasa oferă dragoste, inspirație, compasiune, empatie, chiar și celor pe care nu-i cunoaște. Și atunci este mai mult o energie inspirantă, să spun, pentru unii care eventual nu sunteți în relație cu acești oameni. E doar o simplă cunoștință cu care vă mai întâlniți din când în când. Pentru unii dintre voi, dintre gândurile pe care le au nespuse, unul ar fi că le-ar fi plăcut cu justiția și 10 de monede, le-ar fi plăcut, rămâne de văzut dacă vor manifesta vreodată, să trăiți în aceeași casă, să fiți căsătoriți, să fiți într-un contract, să fiți fericiți împreună, să lucrați și să creați moșteniri. Dar sunt conștienți că pentru acest vis sau pentru acest gând secret sau emoție secretă, au de depus un efort imens. Își doresc, interesant, își doresc să vă cunoașteți unul pe celălalt, să învețe de la voi și eventual să descoperiți și voi multe lucruri interesante de la ei, că au, consideră cu regele de spade, că sunt suficient de isteți măcar, și de trecut prin viață, cât să învățați și voi de la ei. Împreună vă puteți transforma, 44, împreună vă transformați, repet, chiar dacă nu v-ați cunoscut suficient de bine, împreună vă transformați chiar și în această fază premergătoare relației,
Își doresc să fie amabil, interesant, little acts of kindness. Vor să fie amabil, cum am spus mai devreme, pentru că și voi sunteți amabile. Da? Și oarecum se simt inspirați, dacă nu chiar unii dintre ei datori. Depinde, repede, variază de la om la om. Dar inspirați. Dacă nu sunteți voi cei care inspirați amabilitatea, dacă sunteți voi acei aventurieri care ascultați la acest personaj, ei în continuare rămân pe această vibrație împărăteasă, deschisă, să fie amabil, da? Să ofere compasiune, empatie, cu alte cuvinte, cresc și rămân ceea ce sunt. Și tocmai pentru că sunt amabil și deschiși să înțeleagă pe ceilalți, își doresc să vă cunoască și pe voi. Cam atât. Cam atât. Sper că a fost... Ar mai fi ceva? Hai să mai vedem. Da, interesant. Vorbiți limbajul dragostei. Iar 3 și cu 5, 8. Încă o carte care arată transformarea. Probabil acești oameni au trecut printr-o transformare suficient de intensă cât să poată comunica, nu musai de la egal, la egal cu voi, cât coerent. Să puteți crea, să puteți renaște. Într-un fel. Legătura sufletească, spirituală care este între voi. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Ia să vedem. Iau și cărțile. Numărul 2 aici era, da? Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Ia să vedem la capătul setului de cărți. Cavalerul de spade. Acești pe... Ui, cavalerul de spade. Oho! Ce vor să vă spune și nu v-au spus? Că, da, până acum... Poate că n-au avut timp suficient pentru relație, pentru că au și alte obligații. Familia, 10 de monede, familia, poate să fie părinții, neamurile, eu știu, arborele lor genealogic, eu știu, dorința de a face bani, așa au fost învățați, au fost educați să se concentreze pe bani, poate să fie și un job, poate să fie și abundența lor, sau știți cum sunt unii, deocamdată nu intru într-o relație că n-au suficient bani să îmi cumpăr o casă, de ca și când nu pot să intri într-o relație decât cu o casă, da? Dacă au fost crescuți, asta e, să le fie de bine. Ei, și probabil că unii dintre ei n-au putut să vă ofere suficient timp pentru că a trebuit să se concentreze pe job, pe familie și totuși atracție foarte mare, astfel de bâte, da, există între voi, față de voi, chiar dacă situația a fost oarecum dezechilibrată. Își doresc acum să vă ofere eventual reciprocitate. Rămâne de văzut în cât timp se va manifesta. Oricum, cel mai mult își doresc acum, chiar dacă nu știți, să comunice cu voi. Cavalerul de spade, iute ca gândul, da? Ca vântul, pardon. 10 de cupe, interesant. Au amânat fericirea. Au amânat fericirea. Din aceste motive. Deși simt între voi o legătură foarte profundă, că veniți din alte spații, din alte vieți, din alte, eu știu, poate din copilărie, v-ați mai întâlnit unii dintre voi? Atât de bătă, deocamdată de monede. Deocamdată stau pe loc, 4 de monede. Stau pe loc, se gândesc la stabilitate. Da, încă sunt rănici în această poveste de dragoste. E o poveste de dragoste, posibil și distanța să fie între voi doi. Da. Multă pasiune există, dar voi poate că sunteți și foarte sensibili. Aici înțeleg, interesant. Țin în continuare la voi, dar în această situație în care sunteți, probabil că nici nu comunicați foarte mult sau destul de rar, au înțeles, interesant, că sunteți foarte sensibile sau sensibili. Hai să vedem... Situația dintre voi. O carte, două. Situația dintre voi. Situația dintre voi. Hai să vedem. Situația dintre voi.
8 de foc. 8 de foc. 6 de aer și integritate. Cineva lucrează poate în lumea spectacolului, unul dintre voi. Ori amândoi, ori unul dintre voi posibil să lucreze. Ah, nu mă să la Hollywood. Bollywood, da, cum le zice, sau eu știu ce, casă de filme. Nu le știu, chiar nu le știu. Dar, vom vedea ce alte mesaje mai sunt. Poate că nu știți, interesant, poate nu știți. Sper ca, dacă e vorba de vreo doamnă, să nu lucreze la cabare și să fie o surpriză că aflați despre ea această activitate. Poate unora le place să meargă la cabaret, la spectacol din spectacol în acestea. Dar e energia generală. Am trecut, da? Peste celelalte mesaje. Mă concentrez pe energia generală. Energia generală este pasională. Pasiune, 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 foc, foc, foc. Posibil să fie la distanță, ar zbura spre voi dacă ar putea. Dar trebuie să se detașeze de o energie foarte toxică în care le este provocată integritatea. Există acolo în viața lor o tentație, există orgoliu și mai este și dorința de înțelepciune, de creștere. Și dintre toate trei, probabil că încă nu știe ce să aleagă acest personaj. Voi sunteți probabil parte din cele trei. Înțelepciunea, tentația sau forța. Oricum, înainte de a veni spre voi, trebuie să aleagă lumina, da? Să separe cele trei elemente pe care le-am spus, da? Să separe care sunt bune și care nu sunt bune în echilibrarea vieților. Hai, mai amestec o dată. Numărul 2. De 2 ori. De 3 ori. Ce gândesc în secret despre voi acum? Acum, în perioada următoare. Valetul de bute. 3 de cupe. Magicianul. Cavalerul de cupe. 2 de spade. Steaua, interesant. Am zis că poate amândoi lucrați în, nu neapărat pe scenă, dar poate să fie scene diferite. Gen, unul chiar se ocupă cu activități artistice și celălalt pe scena respectivă, o scenă care ține de arte, de teatru, de distracție, de spectacol. Și celălalt, posibil să vorbească despre lucruri spirituale, despre vindecare pe alte scene, inclusiv online, virtuale. Și dacă nu sunt virtuale, cum este, cum e ce? Pe TEDx. Poate unii comunicați pe TEDx. Bine, variază. Bănuiesc că sunteți foarte puțini cei care puteți să comunicați acum pe TEDx sau ei. Nu oricine ajunge acolo, da? Dar, interesant, amândoi sunteți vedete într-un fel sau altul. Unul poate e o vedetă mai mare, celălalt mai mică, dar nu contează asta cât e de mare, cât de mică. Important este că manifestați ceva spectaculos. Și atunci înseamnă că și împreună puteți manifesta lucruri deosebite. Dacă vă uniți forțele, dacă vă uniți pasiunea, dacă vă înaripați relația cu cele două experiențe foarte diferite. Ce gândesc acum despre voi și nu știți încă. Veți afla probabil când vă veți întâlni. Pentru că acest personaj iar cavaletul de monede, iar că am mai văzut la numărul anterior, cavalerul de monede înseamnă valetul, probabil că vine greu. Își dorește să se întâlnească, să manifeste în realitate o întâlnire cu voi. Da, să renască interesant judec. Uite, 8 de cupe, de bâte, 8 de bâte. Da? Să renască o situație între voi. Am zis, unul este profesor spiritual, probabil, steaua și marele preot. Sau unul trebuie să lase în urmă niște chestiuni care țin de cultură. Relația dintre voi a fost întreruptă, moartea.
ori de o moarte, moartea și patru de spade, ori de o separare de cineva, ori situația dintre voi a fost finalizată, să zic, acum ceva timp. Variază acest final destul de intens dintre voi. Ideea este că se dorește renașterea, deși voi renașterea, întâlnirea. Ce nu știți? Știți că în continuare au atracții față de voi, valetul de bâte, simt și multe emoții și ar dori să vină, să fie romantici cu voi, să vindece niște răni, niște decepții, că am văzut, da, regina de cupe și trei de spade și asul de spade. Înțeleg că sunteți foarte sensibili, dar dacă voi sunteți foarte sensibili și ei sunt foarte entuziaști, împreună dați bine. Eu așa le asimilez. Steaua și cavalerul de cupe, magicianul și valetul de bâte, da? Ei pot să facă spectacol din orice. Probabil că sunt glumeți. Probabil că din acest motiv au și mulți prieteni în preajmă. Dar acești prieteni devin partea a treia între voi, da? Cupa a treia să reprezinte, de fapt, o cupă foarte mare în care intră și prieteni, și colaboratori, și cunoștințe, pentru că unul dintre voi este foarte... Nu o să ai prietenos, că și voi puteți să fiți prietenoși, dar voi, sau unul dintre voi, vedeți care, unde sunteți, da? Dar unul este prietenos din dorința de a vindeca, de a aduce lumină, de a echilibra pe cei din jur, o energie plină de empatie și compasiune, da? Și celălalt, altfel de energie, tot simpatică, dar le place să fie glume, să fie original, să impresioneze, unul să și manipuleze, da? E o tendință mai veche, poate și actuală, de care încă nu s-au vindecat. Și totuși, în relație cu voi, încep să se vindece de această tendință, poate prea ușuratică, poate prea manipulatoare. Repet, vedeți unde sunteți, pentru că variază. Cum eu nu stabilesc unde sunteți voi și unde sunt ceilalți. Asta nu știți voi, că simt în continuare atracție, că încă le place să petreacă cu prietenii, pentru că le place spectacolul. Dar faptul că între voi posibil să fie această tăcere, de-aia își doresc, repet, renaștere, în plus, afară de tăcere, să fie și o distanță destul de mare, cu 8 de bâte de două ori și cu steaua, să fie o distanță foarte mare între voi. Și atunci, au fost obligați de situație să pună tăcere între voi, să blocheze comunicarea, să blocheze întâlnirea dintre sufletul vostru și sufletul lor. Dar simt atracție, simt duioșie, simt și compasiune, și ei simt compasiune, nu doar voi, pentru că este ceea ce gândesc, da? Gândesc că meritați o cupă adevărată, meritați. Dar din motivele pe care vi le-am spus, ori mai fi și altele, deocamdată acestea au venit. Prieteni, distracție, poate o atitudine prea imatură din punct de vedere, eu știu, sexual. Da. Hai să glumim, hai să... Da, și-și complică viața. O atitudine un pic manipulatoare. Dar, repet, care începe să se vindece în această relație cu voi? Ce mai gândesc? Că vor să manifeste vindecare în această viitoare întâlnire, vor să manifeste vindecare, echilibrare emoțională. Credință că va fi bine. Hai să vedem ce mai gândesc, simt despre voi și nu v-au spus până acum, sau simt secret. Ce mai gândesc, simt despre voi și țin secret. Numărul 2. Ce mai gândesc despre voi și țin secret. Ha, interesant, I feel pain, suffer. Oh, probabil că acel 3 de spade era și a lor. Dacă ei au început să aibă sentimente, am văzut regina de cupe, acum e cavalerul de cupe, au început să aibă emoții puternice, sentimente puternice. În perioada, eu știu, în care a spus separat sau distanța sau eu știu ce alte motive v-au separat, să știți că și eu, I feel pain, suffer, grief, agony. Și suferă, interesant. Ce vor să vă mai spună? Că energia voastră îi pune pe jar, I ignite. You ignite my fire.
Cu alte cuvinte, tu mi-a prins focul. Ah, ce melodie vine? Doors. Light my fire, parcă. Light my fire. Da. Ce vor să spună? Sunt conștienți că acțiunile vorbesc mai puternic decât cuvintele. Din acest motiv, probabil că aveți aspecte între Marte și Mercur în harta voastră în sinastrie. Din acest motiv, unii dintre ei nu au acționat așa cum și-ar fi dorit de fapt. Și nici nu au vorbit suficient de mult sau, eu știu, nu au clarificat niște lucruri. A fost tăcere, da? Pentru că n-au putut să acționeze. Dacă a fost distanță cu 8 de bute de 2 ori și cu steaua, dacă a fost distanță suficient de mare, țări, eu știu, oceane, degeaba spun cuvinte dacă nu acționează și sunt conștienți. Deci această tăcere a fost oarecum conștientă. Le este greu să se deschidă, în general, pentru că le place mai mult să stea în această energie superficială, da? Pasională, dar superficială. Ce ar mai fi? Interesant, pentru unii dintre voi, ce nu v-au spus și probabil nu o să vă spună niciodată, că își imaginează cum ar fi să fiți bătrâni amândoi, adică să aveți o relație de lungă durată. Interesant, ce mai vreau să spună? E o energie erotică. Interesant, există o poziție între ADN-ul vostru. Unul este, are un ADN spiritual, celălalt erotic. Constant simt cum energia voastră le circulă prin vene. Acum, ce înseamnă asta? Rămâne de intuit, pentru că, repet, unul este spiritual. Asta nu înseamnă, tocmai pentru că e spiritual, este intuitiv. Poate să simtă energia erotică a celuilalt. Nu înseamnă că oamenii spirituali n-au erotism, în fine. Ia uite, interesant, iarăși, toată ziua mă gândesc la tine. Nici măcar nu știi chestiunea aceasta. S-a oprit. Interesant, s-a oprit mai la voi. Probabil că a fost ceva, o tăcere între voi. Haide că vreau să... Așa. Vă mulțumim pentru confirmare, da? A fost o tăcere între voi. Ce ar mai vrea să vă spună? Că simte multă pasiune pentru voi și dacă ați avut răbdare și înțelegere față de ei, vă mulțumesc. Da, chiar dacă nu v-au mulțumit, vă mulțumesc. Zic pe cale telepatică, cum o mai fi. Hai să vedem ce alte gânduri, sentimente. Acestea au fost gânduri, sentimente. Numărul 2. Ce simt față de voi în această perioadă și nu exprim? O dată, de două ori, de trei ori. Dar sigur vor să manifeste împăcare, vindecare. Inclusiv a lor. Dar vindecarea lor vine prin vindecarea în cuplu. Nu de băte. Lumea, interesat de al câtelea element care sugerează o distanță foarte mare între voi. O lume între voi. Asul de băte. Temperanța, iar altă carte care exprimă dorința de împăcare, de echilibrare și de vindecare. Dar la capătul setului de cărți, diavolul. Dacă v-au părăsit din cauza adicțiilor pentru sex, distracții, prieteni, băutură, vedeți, dacă sunteți voi sau ei în această energie, le pare rău. Le pare rău. Ce ar mai vrea să vă transmită? Ce simt? Simt că totuși da, marele blocaj dintre voi este distanța, repet, pentru că mi-arată și cărțile de câteva ori acest mesaj. Distanța mare. Este un mare blocaj, deși își doresc să vă întâlnească și să comunicați. Posibil, în această perioadă în care nu comunicați și nu vă întâlniți, să vă spioneze. Să vă spioneze. Nu
neapărat în sens negativ, pentru că este echilibru aici, da? Faptul că se uită la activitatea voastră publică, eventual, dacă aveți activitate publică sau artistică, îi vindecă, echilibrează, îi îmbunează, îi bine dispune, cum să le mai zic eu, da? Le dă o soi de energie faină. Dar cel mai mare blocaj este, în primul și în primul rând, distanța, apoi o altă energie, da? Faptul că trebuie să-și împartă timpul, banii, energia între voi și altcineva. Și altcineva, repet, poate să fie jobul, poate să fie familia, poate să fie prietenii, pentru foarte mulți simt că sunt prietenii, pentru alții, pe lângă prieten, să mai fie și o legătură toxică. Și din cauza acestei legături toxice, da? Să vă fi părăsit. Diavolul în acest context poate să fie și un fost, o fostă care stă în preajmă. Chiar dacă nu stau cu acești oameni, pentru că ei sunt de fapt singuri, însingurați de situație, nu că s-au însingurat ei de situație. Interesant, împărăteasa, da? Știu, gândesc, simt că aveți o valoare deosebită pentru ei, că sunteți femei divine, că sunteți femei speciale, înțelepte, frumoase, pline de dragoste, de compasiune, cum am zis mai devreme, da? Și că meritați niște scuze pentru faptul că ați fost lăsate în frig în ceață, pentru ce? Pentru diavol, pentru distracții, tentații și alte chestiuni. Eventual, pentru unii simt și nevoia să transmit acest mesaj, și-ar dori să vă ofere nu doar compasiune, și mai mult decât compasiune, să vă fie alături cu temperanța și cu steaua și cu magicianul și cu câte mai văd. Să vă susțină în momentele grele, pentru că văd că aveți în preajmă un fost, o fostă care este toxică și vă bruiază energia. Acum, pentru cine o fi acest mesaj, variază, dar repet, înainte de a lua cărțile finale, cel mai mare blocaj sunt celelalte responsabilități. Celelalte responsabilități, cel mai mare blocaj. Și totuși, chiar dacă e distanță, pasiunea aceasta să se mențină puternică. Dacă vă urmăresc, repet, îi inspirați. Îi inspirați într-un fel sau altul. Poate scriu poezii, poate fac cântecele, poate desenează ca mine, da? Nu neapărat, nu, pardon, sper că nu desenează nimeni ca mine, dar în ideea că au activități de genul acesta, desen, pictură, ce-o mai fi, da? Îi inspirați. Da. Separarea și conexiunea în această separare la energia voastră îi inspiră. Ce mai simt? Simt că această pasiune va trebui să renască, să iasă la suprafață și să aducă echilibru. Cred că dacă n-ar fi fost această pasiune pentru voi foarte, foarte mare, și repet, nu vorbesc doar de atracția fizică, este și atracție fizică foarte mare, dar e mai mult decât atracție fizică. Este și inspirație, creativitate, o forță creativă simt în preajma voastră. Și chiar dacă nu sunt fizic, repet că este distanță, posibil urmărindu-vă pe internet, care e activitatea voastră, ce mai faceți, îi vindecați, îi echilibrați și îi inspirați. Dar un fost, o fostă în preajma voastră, între voi. Poate și fosta fostul lor, poate și fosta fostul vostru, da? Hai să vedem ce alte mesaje pentru numărul 2. Uf! Iubește-te așa cum ești, sau neapărat așa cum ești, că ideea este că dacă te iubești așa cum ești, nu mai intri în transformare. Iubește cine ești. Un mesaj de la ei. Iubește cine ești.
Sunteți energii divine încântătoare care meritați, am zis și eu mai devreme, meritați. Împărăteasa merită și susținere și compasiune și înțeleg. Nu compasiune în sensul că, vai, n-ai cum să ți se facă milă de împărăteasă. Nu, nu, milă ți-e în această situație. Dar dacă treceți prin greutăți și îi văd, intuiesc, simt această energie foarte specială a voastră, vor să vă aducă aminte că sunt... Care-i mesajul? Să nu e o vorbă. Să nu vă vindeți ieftin. În ce sens? Să nu acceptați oameni mai prejos ca voi doar ca să treceți... Interesant cum vine mesajul. Doar ca să treceți mai ușor prin fric, prin ceață, pentru că sunteți persoane foarte puternice, da? Foarte puternice, foarte speciale și dacă stați în preajma foștilor sau energiilor karmice doar ca să treceți prin fric, prin ceață, este... o greșeală a voastră. Aveți o energie mult mai înaltă, o energie divină. 8 de bâte, de fapt 8 de foc în această carte, chiar îmi sugerează că posibil unii care au această posibilitate, să zic, vă și văd cu aripi, repet, o energie divină sau protecție divină. Aveți o protecție divină specială. Și nu este nevoie să stați în energii karmice doar ca să vă să treceți, eu știu, prin iarnă sau prin... Vă plătiți gazele, nu? Să acceptați ajutorul foștilor sau eu știu ce legături karmice pot să semne și la job, da? Să acceptați joburi de proastă calitate doar ca să vă plătiți gazele când voi puteți să faceți mult mai mult. Dacă sunteți mame cu copii, da, și aveți probleme, iar același mesaj vine. Iubește-te, iubește cine ești. Ești o persoană puternică. 8 este un număr foarte puternic. Este numărul scorpionului, da? Chiar dacă nu sunteți scorpion. Este casa 8. Aveți o putere de renaștere. Și judecata ar putea să, pe care am văzut-o ar putea să însemne și dorința lor de a exprima că aveți această putere de renaștere. Doar să vă concentrați pe latura voastră divină încântătoare și merituoasă. Meritați lucruri deosebite. Și atunci și ei își doresc să vă ofere lucruri deosebite. Și dacă s-a întârziat această... Ah, ce frumos! Dragostea adevărată! Vai, dar ce-mi place cartea asta! Dragostea aceasta este una într-o viață. Deci vă iubesc cu adevărat. Wow! Unu, da? Simt acum, da, se confirmă. Ce nu v-au spus? Simt că această dragoste este predestinată. Și tocmai pentru că e predestinată, mai devreme sau mai târziu se va manifesta. Într-un fel sau altul. Pentru că aduce vindecare, va aduce și unul și celuilalt, dar și celor care vor fi în preajma voastră. Dragostea îndură. 1 Corinteni cu 13 și limbajul dragostei. Veți descoperi un limbaj comun în această poveste de dragoste, dacă vreți, evident, dar... Hai să mai luăm un mesaj. Vai, ce frumos! Probabil că și-ar dori să vă sărute. Și-ar dori să vă sărute, dar nu e un sărut exprimat din poftă trupească și din conștiința că sunteți parte din destinul lor și... Tot ce se manifestă în preajma voastră și în relație cu voi este foarte special. Atunci sărutul va fi foarte special din suflet. Suflet, minte, trup. Ups! Ia să vedem ce aici. Aveți răbdare. Am zis mai devreme să aveți răbdare. Dați în urmă. Dragostea este răbdătoare și amabilă. E un ufăr. Iar 8. Interesant. 17 ține și de, da, steaua. Da, cu răbdare. Cu răbdare vă veți găsi și voi lumina, cu răbdare vă veți vindeca și voi doi, cu răbdare se va manifesta acest destin special. Concentrați-vă pe dragoste, pe dragoste față de voi, pe acea împărăteasă, să creșteți în afara foștilor, fostelor și legăturilor karmice. Cam atât, sper că v-a plăcut, da? Vedeți unde sunteți, în ce poziție sunteți. Oricum, se vrea un nou capitol în care se va discuta echilibrat, da? De la suflet la suflet și iar, dragii mei, ce frumos, înainte să strâng cărțile, iar aripi. Și ei simt, bănuiesc că și voi simțiți că, iar aripi,
Ia uite și aici aripi, da? Că între voi este o energie divină, îngerii v-au adus împreună ca să manifestați ceva. Vindecarea voastră, vindecarea lor și a celor care, repet, vin în preajma voastră. Haideți să vedem în continuare. Numărul 3. Cei care ați ales aquamarinul. Aquamarinul, am zis, cum arată cartea aceasta, emoții și gânduri. Ce a vrut să se arate în mod special? Regina de cupe. La capătul setului de cărți, 7 de pământ, interesant, regina de monede și faeton. Și magician, interesant. Acești oameni au tendințe manipulatoare, dar în preajma voastră, voi cu intuiția voastră foarte specială și cu emoțiile pe care le lansați, le oferiți uneori gratis. Oferiți lumii și le oferiți și lor emoții deosebite. De ce spun asta? Pentru că eu o cupă foarte frumoasă și cupele frumoase nu le are oricine, da? Nu oricine posedă asemenea cupe. Asta înseamnă că aveți o valoare specială și emoțiile voastre sunt valoroase, adică apă limpede, nu apă tulbure, vin de înaltă calitate. Vin, nu știți că înseamnă și sacrificiu și spiritualitate, nu orice fel de vin. Dar ce e interesant în această carte este și faptul că undeva în depărtare apare un trăsnet. Posibil simt că dragostea i-a trăsnit, dar trăsnit sunt dragoste, da, a fost dragoste la prima vedere și nu au avut cum să vă spună. Este acum, în această etalare, vorbim despre secretele lor. Nu v-au spus niciodată acest lucru, probabil pentru că dragostea, emoțiile acestea s-au manifestat în inima unui manipulator, cavalerul de cupe și magicianul. Posibil și o persoană rațională să fi fost cu regina de spade, dar interesant, momentul zero în care s-au îndrăgostit, da, a fost un moment trăsnet. Zero, uitați și voi, zero, Uranus, turnul, vreau să zic, și soarele, da? Momentul în care s-au trezit că încep să simtă, că să aibă emoții, ei care până acum spuneau multe și făceau destul de puține. Momentul acela i-a făcut să se conecteze și cu regina de spade din ei. Adică cu o zonă mentală în care trebuie să acționeze în adevăr. Aici a fost momentul de dragoste trăsnet și de, care cuvântul? Și de trezire. Da, care era adevărul? Regina de spade, care spune în general adevărul, da, aduce lumină. Adevărul era că o viață fără dragoste n-are sens, e o nebunie și tot ce construiești, nebunie zero, și tot ce construiești pe această nebunie se dărâmă mai devreme sau mai târziu, tocmai ca să ajungi la acest adevăr. Adevărul fiind soarele. Da. Interesant. Ce-ar mai vrea să vă spună? Că își doresc să vină spre voi, însă până atunci sau între voi există o energie, aș putea să zic karmică, pământeană, în ce sens? Dacă sunteți doamne, probabil că mai o altă femeie, soția, mama, între voi. Da? Și în acest motiv trebuie să fie foarte precaut, defensiv. În această relație cu acest personaj, ei în general sunt defensivi, nu-și deschid sufletul și atunci, tocmai pentru că nu-și deschid sufletul, interesant, devin oarecum manipulator și v-au provocat eventual și pe voi să vă detașați, să vă detașați aceste tendințe ale lor, da? Ca să mergeți înspre zona voastră de confort emoțional, adevărul vostru, adevărul emoțional. Sper că au fost înțelese. Ia uite, 7 de spade, da, că tot vorbim de secrete, nu spun ce simt, nu spun. Au fugit de dragoste eventual, pentru că a fost atât de intensă și de neașteptată cu Uranus, încât n-au făcut față, a fost un șoc.
dată, de două ori, de trei ori. Pentru unii dintre ei, chiar dacă nu sunt căsătoriți sau n-au niște mame atât de posesive, dorința de a avea stabilitate fizică, profesională, să fie în acest motiv, în acest moment, motivul pentru care sunt defensivi. Hai să pun, dar și pun... Trebuia să pun și energia generală. Imediat. Iar la lumea numărul 3, tot timp, iau-te. Între voi este tăcere, da? Dezamăgire, suferință, poate că și un ex... O fost, s-a băgat între voi poate și copiii, dacă sunteți căsătoriți unul dintre voi, da, dorința de a-și proteja copiii, familia, ce-o fi fost, fost un motiv care a adăugat suferință și necesitatea de a încheie, de a încheia, eu știu, relația, comunicarea dintre voi. Dar relația dintre voi se transformă, moartea înseamnă și renaștere, transformare. Energia generală dintre voi. Asta vrea să vină? Asta vrea să vină. Interesant, da? Vrea să renască. Chiar dacă acum este tăcere cu eremitul, da? După ce ați încercat să puneți capăt relației, a zis, relația se transformă. Situația, ia uite, e zero, momentul zero, da? De renaștere. Posibilitatea de a începe multe. Dorința de a... Ce mai văd în spate? Eroul și integritatea. În această nouă călătorie ar trebui să transforme o energie prea... Conceptul de integritate. Pentru cei care sunt căsătoriți, posibil că acea căsătorie, interesant e și călătorie, călătorie probabil e distanță între voi, căsătorie, i-a pus în multe situații, ori ei și-au pus partenerii în triunghiuri amoroase și în alte situații neplăcute, neplăcute fiind orgoliu. Chiar dacă nu e triunghi amoros, este orgoliu cuiva, da? Dorința de a posedea, de a fi posesiv, de a avea controlul, da? Dacă n-au fost ei așa, poate a fost partenerul, da? Și aici ei au de descoperit să facă diferența, interesant, pentru că eremitul analizează, să facă diferența în această perioadă de transformare, să facă diferența între ce înseamnă un suflet pereche, da, care simte tot și bucurie, dar și suferință, da, aceste lucruri trebuie să analizeze, și ce înseamnă o relație neechilibrată, bazată pe nevoi fizice, pe atracții, pe dorința de control și mai puțin pe emoții, pe compasiune, pe dragoste, și în momentul în care vor înțelege acest lucru, ar trebui acest personaj trebuie să descopere eroul din ei. Tot nu se formula ideea. Acest personaj ar trebui să descopere eroul din ei. Să lupte cu intensitate pentru destinul său. Eroul este predestinat să facă niște lucruri deosebite. Și cred că până acum acest personaj nu a fost predestinat. Poate că unii au făcut. Rămâne de văzut. Dar totuși în relație cu voi, ceva este supus transformării. Eroul în acest context ar putea să fie și un fel de a fi, cum am văzut cărțile mai devreme. Dacă nu musai manipulator, o persoană care riscă, se aruncă în situații neplăcute. Pentru că nu are suficientă maturitate.
Și din cauza imaturității, probabil că a provocat și relația dintre voi. Dar această relație este într-un punct zero, da? Moarte, zero și tânărul. Tânărul în această carte, în aceste de cărți, reprezintă o nouă călătorie. O nouă călătorie. Aceasta este energia comună dintre voi. Dacă vă uniți forțele, puteți să creați ceva deosebit. Dar acest personaj, în mod special, nu știu de voi, dar vorbim de energia secretă. Chiar dacă-i tăcere, se simte atras și îndrăgostită față de voi. Tace, dar vă urmărește. V-a refuzat oferta, 4 de cupe, dar își dorește să ofere ceva stabil, însă va veni foarte încet cu cavalerul de monede. Probabil că vă crește păr alb, vă faceți riduri, cearcăne, până vine acest personaj, în cazul în care sunteți tineri. Până vine acest personaj, vrea să vină, vrea să ofere stabilitate. Dar dacă mai e o căsătorie între voi, dacă e familia, dacă e un alt stil de viață care trebuie transformat, pentru că dacă nu e transformat, degeaba vrea, pentru că nu știe cum să facă. Da? Nu știe, trebuie să învețe, să studieze, să-și creeze un plan de activitate, de acțiune. Asta e. Își dorește stabilitate. În cazul în care nu are stabilitate financiară, își dorește să-și creeze el stabilitatea financiară ca să vă fie alături. Și cine știe în cât timp se manifestă, pentru că energie foarte înceată. Cea mai încetă din tot tarotul, da? Ce nu știți? Analizează! Încearcă să înțeleagă de ce, domnule, această atracție, de ce s-au îndrăgostit, de ce se simt că, deși sunteți diferiți, puteți să fiți compatibili împreună. De ce s-a pus tăcere? Ce ar trebui să aleagă? Asta încearcă ei să înțeleagă. Ce ar trebui să aleagă? Să fie îndrăgostit. Dar vedeți ce frumos și ce logic s-a așezat să manifeste dragostea, eventual înțelept, sau să se concentreze pe construcțiile lor financiare și să refuze ocazia aceasta, asul de cupe. Vedeți cum? Vedeți cum s-au așezat? Nici măcar nu le-am așezat eu. Au venit ele. Mai frumos de atâta, mai logic de atât, nici că se poate. În primul și în primul rând, ei au înțeles că trebuie să și crească spiritual. Trec printr-o perioadă de mari probleme, nu doar cu voi, nu doar în relație cu voi, dar posibil și financiare, probabil că și probleme de comunicare au, nu sunt foarte vorbăreți de fel, dacă știți, nu știți. Da? Le plac ce nu v-au spus niciodată? Le plac, iubesc, da? I love your eyes, le plac foarte mult ochii voștri. Au nevoie să vorbească cu voi, dar nu spun. Le aprindeți focul. Ce mai e mesaj? Imediat vă zic. Ce nu știți? Nu știți că ei deja sunt într-o perioadă de probleme. De probleme. E o perioadă destul de neagră în viața lor. Și voi ați venit cu iubirea aceasta, trăsnet, care îi luminează, îi fac să se simtă plin de pasiune, îi aprindeți, îi scoateți, da? Îi încălziți și le luminează viața cu... le aduceți multă bucurie. Și-ar dori să danseze cu voi, după cum văd cărțile, și-ar dori... acum că nu v-au explicat, nu v-au arătat, nu v-au spus, da? Vă suntem la... mesaje pe care nu vi le-au spus. Ah, interesant! Dacă v-au tratat alt mesaj, și nu o să vă zică niciodată chestia asta, sau poate cine știe când se vor maturiza. Dacă v-au tratat neplăcut, își iau karma. I got my karma for how I treated you. Ce mai zice? Le pare rău că v-au mințit, au fost speriat, s-au simțit lași. Sau mai bine zis, acum se simt niște lași. Apropo de erou, eroul din ei, acum trebuie să renască sau să se nască
E tânăr eroul din ei. Știu că sunt foarte dificil, te rog, sau știu că sunt foarte dificil, dificilă, te rog, ai grijă cu mine. În fine, vedeți pentru cine variază. Dar se pierd, interesant, regina de cupe, se pierd în oceanul de emoții pe care îl reprezentați voi, energia voastră. Reginele de cupe. Poate voi sunteți reginele de cupe, femei sau bărbați sensibili, plini de compasiune, de amabilitate, de înțelegere. Și simt toate acestea ca un ocean, un ocean în care riscă să se piardă. Le-ar fi plăcut să trăiți mai aproape, interesant, de ei. Dar vedeți cine e regina de cupe. Dacă sunteți voi sau sunt ei sau energia dintre voi. Ce-ar mai vrea? Interesant, sunt într-un proces de depășire a unor traume din copilărie. Sau mai bine zis, că am văzut 6 de cupe, da? Interesant, 6 de cupe și copilăria, 6 de cupe, scuzați-mă, și moartea. Întâlnirea cu voi le atinge niște puncte foarte sensibile, pe care răni sensibile din copilărie, răni din copilărie, interesant cu mine mesajul, care trebuie transformate. Până nu se transformă, nu se vindecă un pic, nu se înțeleg măcar ca să poată fi vindecate, nici relația nu se poate transforma. Vor să călătorească în jurul lumii cu voi, Mercur și Jupiter. În fine, ce mai zice? Vă doresc tot ce este mai bun pentru voi și acum, exact cum am zis mai devreme, sunt într-o călătorie, într-o perioadă foarte întunecoasă. Se luptă cu demonii, cu demonii interiori în această perioadă. Hai să vedem. Lucrurile acestea nu le știți, vi le spun eu pe această cale. Ați văzut și luna? Ați văzut și luna asta venea în continuare, dar secrete, frici, da? Lupta cu demonii, cu întunericul. Întunericul din sufletul lor, din viața lor, pe care ei l-au manifestat pentru că n-au trăit treziți. Hai să vedem, unii dintre voi, dintre ei, rămâne de văzut care sunteți, unde sunteți. Ce simt în această perioadă? O dată, de două, trei ori. Ce simt în această perioadă? 7 de monede, trebuie să aștepte. Regina de spade, 8 de cupe. Regina de cupe, interesant. Am zis, mă, regina de spade și regina de cupe. Minte versus suflet. Ideea e să vă găsiți la mijloc. 10 de spade. Se simt de ea, dacă i-ați părăsit, dacă v-au pus să așteptați, cu atitudinea aceasta distantă, rece, în care vorbesc puțin și faptele vin foarte greu, cavalerul de monede, vin foarte greu, implicarea lor practică vine foarte greu și v-ați sătura cu regina de spade și doi de spade, v-ați sătura de această așteptare, de această atitudine precaută, pentru că nu s-a manifestat 7 și cu 8, nu s-a manifestat 8 implicarea, munca în relație. Ce atitudinea precaută, poate munca în alte grădini, în grădina familiei, altor relații, variază, da? Din cauza aceasta, așteptării în care ați fost puși, s-a manifestat regina de spade din voi, da, bănuiesc, dar regina de cupe și regina de spade, brusc, regina de cupe n-a mai fost emoțională, a manifestat acest trăsnet, da, a comunicat adevărul, a comunicat că în această emoții negative nu poate să mai sta și trebuie să părăsească locul, pentru că nu este pentru ea. Ea trebuie să fie în 8 și cu 1, 9, în 9 de cupe, da? În dragoste față de sine. Altfel nu poate să se manifeste dragostea adevărată care este între voi, da? Și atunci, regina de cupe a manifestat regina de spade. A spus că s-a cam săturat, da? Eu ofer emoții și sunt lăsată sau lăsat să aștept. Sau, în fine, sunt lăsată în așteptare sau lăsat în așteptare. Atitudinea ta manipulatoare sau superficială din punct de vedere, interesant, din punct de vedere emoțional, nu se ridică la înălțimea așteptărilor mele și așadar îmi provoci suferință prin faptul că eu îți ofer o cupă, tu nu o primești, de ca și când ar fi de valoare, dar e cea mai de valoare cupă pe care ai primit-o vreodată. Da? Și atunci eu îmi văd de drumul meu, da? Interesant, aveți 8
și încă două cupe. Cu alte cuvinte, 10 cupe. Cu alte cuvinte, puteți să fiți fericiți împreună, dar ați manifestat dezamăgire. Pentru că acest personaj a preferat să stea în 3 de cupe. A preferat să stea ori cu prietenii, ori cu băutura, ori cu familia, alte responsabilități. Pur și simplu nu a manifestat eroul din... Da, nu știu, foarte fricoși. Foarte fricoși. Nu a manifestat eroul din ei. Și până și regina de cupe are o eroină în ea, un erou, da, regele, da? E totuși o regină, da? Nu este o persoană oarecare. Așadar, dacă a fost până acum emoțională, sensibilă, plină de compasiune, a zis gata. Gata. Nu mai vreau să simt față de tine 8 de cupe. Nu mai vreau să simt pentru că mă produci suferință. Și uite așa, dintr-o femeie sensibilă, a ajuns să te transformă într-o femeie insensibilă în aparență. Pentru că se zice că regina de spade cândva a fost foarte emoțională. Apropo de minte și suflet. Cândva a fost foarte emoțională și tocmai pentru că emoțiile pe care le-a oferit au fost apreciate și au fost rănite, a descoperit această latură rațională. Da, interesant. A preferat să spună adevărul și să plece, să spună adevărul cât ar dorea și să plece, să-și vadă de drumul său și să se elibereze de suferința aceasta. Pentru că celălalt, vedeți și voi, regina de cupe privește în altă parte. Da, simte dragoste. Acest personaj simte dragoste față de voi. Dar nu a venit la înălțimea, repet, așteptărilor și va provoca să vă uitați într-o altă direcție. În ce sens? În dragoste față de voi și stimă față de voi. Să vă descoperiți, cu alte cuvinte, este un profesor spiritual, într-o formă sau alta, care vă forțează să vă recunoașteți sau să vă descoperiți valoarea. La capătul setului de cărți, 2 de bâte. Acest personaj încă n-a decis pe ce cale vrea să meargă. Și 2 de cupe, da? Interesant. 2 de cupe și 4 de bâte. Posibil să mai fie o căsătorie între voi, dar printre altele, printre lucrurile pe care le visează despre voi, doamnelor, dacă sunteți independente în preîmpărătesurilor, ce-ți fi, persoane care își cunosc valoarea și se ocupă de destinul său și de stabilitatea sa, ce nu vor spune deocamdată, poate când vă veți întâlni, rămâne de văzut, că simt telepatie, simt atracție, nu doar fizică, și emoțională, și simt că împreună ați putea să fiți, să aveți cândva o casă fericită. Este ceea ce visează și ceea ce simt. Dar depinde ce cărare aleg, da? Aici este o călătorie. Depinde ce cărare aleg. Încă acești oameni nu au decis. De-aia v-au lăsat în așteptare, de-aia este tăcere. Oamenii ăștia trebuie să descopere eroul. Nu nebun care riscă aiurea, ci cel care salvează ceva, face ceva deosebit sau se salvează pe sine. Interesant, alege dragostea. Apropo de alegeri, vedeți? Alegeri și alege dragostea. Ce vreau să vă spună, sunt conștienți că trebuie, după ceea ce le-ați spus și voi eventual, că am senzația că au fost niște discuții destul de intense și emoționale și raționale care au adus suferință și pentru voi, probabil că ați exprimat faptul că v-au făcut să sufere și acum suferă și ei cât timp, da? Sau de când ați plecat, suferă și ei, că au pierdut o ocazie. Asta e. Și ce vor să vă spună? Că probabil că încearcă să aleagă dragostea, dar eu știu cât timp le ia. Vă roagă să aveți răbdare. Acum ei vă roagă, voi știți dacă vreți să aveți răbdare, că poate v-ați cam săturat, ia răbdare, câtă răbdare poți să ai, știi? Viața trece pe lângă noi, câtă răbdare poți să ai? Asta parcă vrea totul să vină, ia să vedem. Dragostea îndură, da, teoretic ar trebui să mai îndurați ceva lângă ei dacă iubiți, așa zic ei, dar eu zic să vă vedeți de drumul vostru, că probabil că au și ei de îndurat, de învățat. Dragostea nu renunță la credință. Dragostea este plină de înțelegere și stă dreaptă în fața fiecărei situații. Așa ar vrea ei. Acum rămâne de văzut. Ei ce au făcut ca să manifestați în continuare această rezistență, putere, răbdare, variază de la om la om. Eu nu vă sugerez nimic. Primește cu dragoste și cu apreciere. Posibil să-și dorească, deși n-am văzut cărți care
ar sugera că ar veni spre voi. Aveți credință. Aveți credință că va fi bine între voi. Sunt mesaje pe care nu vi le-au spus eventual. Din mândrie, din timidită. Oh, interesant. Aveți... Interesant. Pentru unii aveți credință. Te iubesc. Te iubesc. Poate că niciodată nu veți primi acest mesaj. Dar trebuie să aveți credință. Dar repet, primiți-te cu dragoste și cu apreciere. Eu cred că voi deja le-ați oferit dragoste și apreciere și ei nu au primit. Dacă simțiți că este invers, vedeți. Dacă voi ei v-au oferit și n-ați vrut voi să primiți, deși mă cam îndoiesc. În fine, vedeți. Alege dragostea, primește dragostea, dragostea îndură. Depinde. Îndură când are un scop. Așa, când merge fără țintă, de-aia zic, fiți atenți la mesaje, pentru că sunt mesaje, cuvinte, emoții nespuse, dar asta nu înseamnă că le puteți accepta. Atât timp cât personajul încă n-a luat nicio decizie la 0.0, posibil relația să fie la început sau să nu fie ajuns, să fie rămas în stadiu de prietenie și să nu fi dezvoltat relația, de-aia apare și această energie tânără, să fiți la început de călătorie și să la această călătorie pe care ar trebui să o faceți împreună, în care ar trebui să fiți împreună pe această corabie a iubirii și să treceți prin multe, ei nici măcar nu s-au îmbarcat pe această corabie. Ceva a rămas într-o... Mă mir că n-a apărut spânzuratul, dar a apărut eremitul. A rămas așa, într-un stand-by, într-o așteptare din cauza decepțiilor. Sunt multe decepții. Și o parte din ele n-au legătură cu voi, au legătură cu viața lor, cu stabilitatea lor financiară, poate cu o familie, că am văzut regina de monede, cu o mamă, cu o soție, cu mama copiilor, da? Însă, acestea sunt mesajele pe care le-ați primit în această etalare. Suferă, da, suferă, încep să înțeleagă dragostea, să înțeleagă mesajele voastre, să înțeleagă tăcerea și să se gândească cât mai bine la decizia pe care ar trebui să o ia. Doi de spade, doi de bâte în legătură cu relația dintre voi. Doi de cupe. Dar unul, probabil că ei, da? Sau voi, nu știu, care sunteți? Unul este regina, altul e doar cavaler. Rămâne de văzut totuși cum se va manifesta eroul, cavalerul din ei. Cavalerii pot să cucerească regine și să ajungă regi. Dar dacă rămân cavaleri, nu o să ajungă niciodată regi, da? Dacă nu cuceresc, cu alte cuvinte vreau să zic, dacă nu cuceresc, da? Dacă nu își înving frica și alte, eu știu, emoții negative, nu vor manifesta niciodată regele din ei, cu alte cuvinte, o pereche de la egal la egal. Cam atât, da? Posibil să fiți flăcări gemene, nu toată lumea, dar pentru noi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau!